Antrenamentele se desfășoară pe terenul de sport al școlii Sfântul Iacob din Câmpul Lung, iar ieri, la primul antrenament, au fost prezenți 35 de copii. Adrian Bizon, inițiatorul acestui proiect, spune că scopul principal îl reprezintă aducerea copiilor pe terenul de sport, fiindcă mișcarea este benefică în dezvoltarea armonioasă a corpului. În primul rând, aș vrea să-mi spuneți câți copii aveți înscriși și pe ce grupe de vârste. 35 de copii sunt acum înscriși, între 6 și 8 ani. Dar am acceptat 2-3 copii care au venit și mai mari. Antrenament se poate face de câte oricine. Prima întâlnire cu părinții acestor copii? Prima întâlnire a fost ca prima întâlnire. Eu am vorbit din ce au ascultat. Întrebări, pe parcurs vă vedea. Ce vă doriți de la acești copii și cât doriți să-i pregătiți? Pentru ce anume vreți să-i formați? Clar, scopul este fotbalul. Clar, scopul este o echipă de fotbal. Dar prima idee pe care mergem este mișcarea. Orice copil are dreptul să se miște. De aceea noi acceptăm pe oricine să vină la antrenament. Că e fată, că este băiat, că e în vârsta care am cuprins-o noi sau nu, la antrenamente este liber să vină. Problema va fi doar când va trebui să jucăm turnee oficiale sau turnee amicale, când vom putea juca doar cu vârsta pe care am impus-o din start. Care ar fi costurile, să zic, la o lună pentru fiecare copil în parte? Costuri? Costuri practic nu sunt. Singurul cost ar fi un abonament de 50 de lei, dar abonamentul acesta de 50 de lei se va întoarce în copii. În două căi. 1. Materiale de antrenament, minci, tricouri, jambiere, scărițe și așa mai departe. Și a doua, o parte de bonificație. Practic, vom încerca să stimulăm copiii cu anumite bonificații. Fructe, vitamine, embleme ale clubului pentru fidelizare și așa mai departe. Trebuie să-i avem cât de concentrat se poate la antrenament. Doriți să-i țineți doar în această perioadă sau să-i formați și când vor fi ca junior să vă înscrieți în competițiile oficiale patronate de FRF și de Asociația Județeană de Fotbal? În competițiile oficiale patronate de FRF ne vom înscrie chiar de anul acesta, deoarece există Cupa Gheorghe Ola la care putem participa. Clar, vom continua, clar, va trebui să facem echipe de juniori, clar, vom intra în campionatele juniori și dacă se va putea, dar este deja vorbim pe un termen foarte lung, vom ajunge chiar la echipele seniori. Pentru performanță o să înțeleg că nu toți vor corespunde, dar care vor fi criteriile de departajare pentru a păstra cam ce e mai valoros dintre acești copii? Performanța va decide cine va intra în echipă și cine nu. Restul, toată lumea poate să facă antrenament. Cine se va ocupa de pregătirea copiilor în această perioadă? Inițial o să încep eu să mă ocup. Deja, din câte văd în spatele meu, sunt foarte mulți copii, așadar va trebui să mai angajez vreo 2 colegi. Mulțumim și succes în continuare! Vă mulțumesc și eu foarte mult! În primele 6 luni, copiii vor urma un program de acomodare cu efortul și metodele de antrenament, după care aceștia își vor măsura forțele cu alți copii de vârsta lor în cadrul unor meciuri amicale. Antrenamentele se desfășoară în zilele de miercuri și vineri, cu începere de la ora 18, iar sâmbătă de la ora 10.